Bună dimineața tuturor! Ne revedem ca în fiecare săptămână pentru a vă informa cu principalele activități care s-au realizat la nivelul primăriei municipiului Roman în săptămâna trecută și de asemenea cu cele care urmează să le pregătim pentru această săptămână. Vom începe cu o informare în ceea ce privește campania de curățenie de primăvară. Se pare că în perioada imediat următoare vremea ne va permite să ne ocupăm de această activitate. Ca în fiecare an, între 15 martie și până pe 14 aprilie, vom desfășura această campanie de curățenie de primăvară, în care vom provoca la competiție asociațiile de proprietari, copiii din grădinițe, din școli, din licee, organizațiile și asociațiile non-profit, firmele din oraș, instituțiile publice și orice locuitor al municipiului Roman care dorește să se implice și să participe la salubrizarea zonelor verzi, a părculețelor de joacă, aleilor dintre blocuri, a parcărilor, platformelor gospodărești, a căilor de circulație rutieră și pietonală și, în același timp, a grădinilor și a balcoanelor. Vom lansa în perioada următoare regulamentul de înscriere la concurs pe site-ul primăriei municipiului Roman și cred că în conferința de săptămâna viitoare vom veni cu varianta finală a acestui regulament pentru a-l putea promova și a-l aduce la cunoștința opiniei publice. Competiția va fi împărțită ca în fiecare an în 5 domenii de interes: întreținerea și curățenia spațiilor verzi, amenajare și curățenie în zona de parcări garaje, amenajări și curățenie în zona de intrare în bloc, în casă, sediu de societate, punctele platformele gospodărești și amenajare și curățenie căi de acces. Vom gândi și pentru atragerea celor mici în scop de educație civică, de grijă pentru comunitate, să oferim școlilor, liceilor, grădinților arbori, copaci pe care fiecare copil să-și scrie numele și eventual să-l planteze. Este o variantă de lucru pe care acționăm în momentul de față și, de asemenea, și pentru o mai bună informare a romașcanilor, vom încerca să mediatizăm cât mai bine această activitate. Nu, o etichetă. Da. Un al doilea subiect ar fi legat de deplasarea pe care am avut-o în Spania săptămâna trecută. Ocazie cu care am vizitat regiunea Extremadura, localitatea Badajoz, e vorba de o localitate de circa 130.000 de locuitori, situată la granița Spaniei cu Portugalia. Am avut într-o primă zi ședințe de lucru, practic a fost prima întâlnire din cadrul acestui program, NRSELS, cu parteneri din Suedia, Italia, Malta, Polonia, Spania, pentru promovarea independenței energetice a clădirilor, fie că discutăm de clădiri publice, fie de clădiri private. Ulterior, la Universitatea din Extremadura am avut și o serie de seminarii în care, pe de o parte, s-au prezentat, din punct de vedere tehnic, modalitățile de realizare a acestei independențe energetice. Pe de altă parte, ni s-a prezentat și legislația spaniolă în ceea ce privește energia electrică și distribuirea acesteia. Și s-a finalizat proiectul cu o vizită în teren la o clădire independentă energetic. Este drept că acea zonă este ajutată și de ape geotermale care pot ajuta atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară
la ciclurile de încălzire, respectiv de răcire a acelei clădiri, dar și de panouri solare. Este drept că zona Spaniei până la urmă este favorizată din acest punct de vedere, au o foarte mare perioadă din an soare. E favorizată și de faptul că în zonă sunt ape geotermale undeva la 70-80 de metri adâncime. Sistemul e destul de interesant, destul de ușor și chiar nu a implicat foarte mari sume de bani. 50.000 de euro a fost partea de ape geotermale pentru încălzirea, respectiv răcirea acelei clădiri. Și 25.000 de euro sistemul de încălzire cu panouri solare. E vorba de o clădire construită în parteneriat între Portugalia și Spania. Vă spuneam, această localitate e la 2 km de graniță, însă pe lângă părțile legate de energia durabilă, sigur, am profitat de ocazie să mai văd și alte lucruri interesante care pot fi aplicate la nivelul municipiului Roman. Și această localitate este traversată de un râu, un râu care se află practic la granița între Portugalia și Spania și care avea amenajată o faleză foarte, foarte frumoasă, simplă, chiar mi-a plăcut acest lucru, cu alei din asfalt, alei din zgură. Apropo, toate parcurile pe care le-am văzut în această localitate, toate aleile erau făcute din zgură, nu au folosit deloc alte materiale. Și în vecinătatea acestei faleze, să spunem, erau amenajate locuri de joacă, terenuri de fotbal. Chiar voi pune, dacă e cazul, la dispoziție și o serie de poze pe care le-am făcut pentru a vedea lucrurile care se pot face, cred eu, și la nivelul primăriei municipiului Roman, și voi demara din acest moment un proiect pentru malul de pe partea Romanului a râului Moldova. Și în momentul de față știu că suntem blocați undeva la un aviz de la Apele Române. Vom încerca să deblocăm această situație, inclusiv aducând ca și bun exemplu această localitate din Spania. Din discuțiile pe care le-am avut acolo, am ajuns la concluzia, împreună cu reprezentanții Agenției Dezvoltare Nord-Est, că Romanul este destul de avansat din punctul de vedere al proiectelor în domeniul energiei durabile. Avem suficiente exemple de bună practică și cel mai probabil când se va face o vizită în România, pentru că va urma și România să fie gazdă în acest proiect, cel mai probabil Romanul va fi ales ca și exemplu de bună practică, acolo unde vom primi vizita țărilor participante la acest proiect. Revenind pe plan local, vreau să vă informez că în cursul săptămânii trecute am avut prin echipele de muncitori ai Direcției de Servicii Edilitare o serie de lucrări de îmbunătățire a condițiilor de la centrele de permanență aflate în subordinea primăriei municipiului Roman. Aceste intervenții au avut loc ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut la începutul acestui an cu medicii de familie. Și astfel am reușit să efectuăm reparații la instalația de iluminat de la centrul de permanență de pe strada Bogdan Dragoș. Și tot aici am confecționat și o rampă metalică pentru persoane cu dezabilități, care va fi montată în cursul acestei săptămâni. Odată cu venirea vremii bune, când vom demara această campanie de curățenie de primăvară, vom efectua lucrări de igienizare și de curățenie la cele două centre de permanență, deci și la acesta de pe Bogdan Dragoș, cât și la cel de pe Anton Pan. O altă problemă pe care am avut-o la nivelul primăriei municipiului Roman se referă la artera ocolitoare Roman Vest, acolo unde
s-au finalizat lucrările de reparații ale carosabilului, dar precizez faptul că este vorba de reparații provizorii doar pentru această perioadă a anului. Această lucrare se află în perioada de garanție și, din păcate, în urma diferențelor acestea de temperaturi și a traficului greu din zonă, a suferit o serie de probleme. Starea asfaltului s-a deteriorat. Am solicitat încă de săptămâna trecută, așa cum vă spuneam, firmei constructoare să trimită echipele de intervenție în teren pentru a folosi și pentru a face reparațiile care se pot face în această perioadă a anului. Aceste lucrări de reparație au presupus și folosirea unui compus special de culoare roșie, dar vreau să fie foarte clar pentru toată lumea că imediat ce vremea va permite, pe cheltuiala sa, constructorul va turna din nou un covor asfaltic. Execuția lucrării va fi monitorizată direct atât de către constructor cât și de reprezentanții Primăriei Municipiului Roman, iar pentru mâine am convocat o ședință cu dirigenții de șantiere, tocmai pentru a mă asigura că lucrările care se fac la nivelul Municipiului Roman vor fi lucrări de calitate, pentru că nu permit ca banii romanului, banii romașcanilor, să se cheltuie pe lucrări de mântuială. De aceea voi fi foarte tranșant cu dirigenții de șantiere și le voi cere să fie foarte exigenți în lucrările care se execută, în recepționarea lucrărilor care se execută pe raza municipiului roman. De asemenea, un alt punct pentru conferința de astăzi îl reprezintă faptul că s-a finalizat lista pentru persoanele care au acces la locuințe ANL, listă care compune 95 de romașcani care pot beneficia de o locuință ANL. Avem și 37 de persoane care nu se regăsesc în această listă, în sensul că nu au adeverințele devenit actualizate, fie între timp au dobândit proprietăți sau nu au locul de muncă pe raza municipiului roman. Însă parte din aceste persoane, dacă se consideră nedreptățite sau își pot completa dosarele, o pot face până mâine, 28 februarie, moment în care practic se încheie termenul de contestație. Contestațiile însoțite de documentele justificative trebuie depuse la biroul unic și după rezolvarea contestațiilor, comisia se va întâlni pentru a analiza fiecare solicitare în parte și a decide conform criteriilor legale ordinea de priorități pentru un acces la locuințele ANL. Iar în momentul în care vom avea listele finale, acestea vor fi aprobate prin hotărâre de Consiliu Local. O altă activitate pe care am avut-o săptămâna trecută este legată de o activitate a Consiliului Consultativ al Tinerilor, care a venit la noi cu o propunere de a organiza un eveniment cu ocazia sărbătorii de Dragobete. Primăria Municipiului Roman a contribuit la această manifestare a lor prin oferirea unor cadouri. Au fost înscrise în concurs 6 cupluri, dintre care toate practic au primit abonamente la bazinul de not, cărți și materiale utile pentru studiu, dar se cuvine să anunțăm și premianții acestei manifestări. Premiul 3 a fost obținut de Sânziana Prichici și de Laurențiu Rusu. Premiul 2, Cristina Tudor și Daniel Micu, iar premiul 1, Laura Dumea și Sergiu Smerea. Am participat cu mare drag la acest eveniment al lor. Mă bucur că au organizat o astfel de manifestare și sunt convins că, deși dragostea merită sărbătorită în fiecare zi, totuși trebuie o zi în care să ne aplicăm mai mult asupra
acestui fenomen al iubirii și să-l sărbătorim, să-l marcăm așa cum se cuvine. O altă activitate pentru această săptămână se referă la Ziua Protecției Civile, ocazie cu care mâine, 28 februarie, va avea loc un exercițiu de evacuare pentru simularea situației producerii unui cutremur în unitățile școlare din municipiul Roman. Exercițiul va avea loc între orele 9:45, 10 și 15. Pe timpul exercițiului se vor acționa mijloacele de alarmare astfel. La orele 9:45 cu sirene electrice se introduce semnalul alarmă la dezastre, care se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu o pauză de 10 secunde între ele. Iar la orele 10, cu sirenele electrice, se introduce semnalul încetarea alarmei, care constă dintr-un sunet continuu cu durata de 2 minute. Chiar și în cursul zilei de azi, probabil ați auzit sirena, a fost vorba de un test efectuat la solicitarea celor de la ISU pentru a vedea timpul în care semnalul ajunge la dispeceratul ISU. Ca și informări pentru dumneavoastră, vă anunț că până astăzi avem 2000 de solicitări pentru tichete sociale depuse. Această activitate va continua până pe data de 20 martie, așadar invităm beneficiarii de tichete sociale să se adreseze Direcției de Asistență Socială în vederea depunerii documentației și de asemenea să fie foarte atenți la depunerea documentelor și în special a cupoanelor de pensie, pentru că, așa cum vă spuneam săptămâna trecută, au fost majorate pensiile, drept pentru care e posibil ca o parte dintre aceste persoane să nu se mai încadreze și atunci e bine să mai verifice încă o dată această documentație. Începând de astăzi, pentru că vremea și timpul ne permite, vom începe plantările de flori. Vom începe cu alveolele de la pompieri, alveolele de la Doi Măgari și în zona aceasta în față la Profi. Toate florile pe care le plantăm provin din serele primăriei. Pentru sezonul acesta avem circa 30.000 de fire de pansele, 3.000 de fire de flori de nu mă uita, și 1.000 de bucăți de bumbișori. Ca o remarcă, anul trecut am avut 13.000 de pansele față de 30.000 în acest an. Iată că de la an la an încercăm să creștem numărul florilor de sezon pentru a acoperi cât mai multe zone din municipiul Roman. De asemenea, tot de sezon, în piață au început să apară vânzătorii de pomi, iar pentru cei care doresc ca în această perioadă să planteze acești pomi, pot deja să meargă în piață pentru că găsesc acești comercianți. Și tot din această săptămână, dacă tot vorbim despre piață, vom da drumul la acces și la partea superioară de la parcarea de la piață pentru a permite accesul și în această zonă, mai ales că de acum cred eu că activitatea în piață se va intensifica. Cel mai probabil pentru vineri vom organiza și o întâlnire a Asociației Roman Metropolitan. Vom începe o campanie de informare și de programare a stației mobile pentru cărțile de identitate a comunelor limitrofe Romanului. În ceea ce privește bugetul, în cursul zilei de astăzi așteptăm comunicări de la Direcția Generală a Finanțelor Publice și de la Consiliul Județean, care trebuie să ne trimită cotele. Astăzi este termenul limită până la care pot trimite, după care vom începe fundamentarea bugetului la partea de venituri și ulterior, sigur, vom prioritiza și partea de cheltuieli. Consiliul Județean ne-a trimis o listă cu investițiile pe care ne-am dorit a fi sprijinite de la județ. Am transmis faptul că ne-am dorit să ne ajute cu partea de cofinanțare de la sensul giratoriu Poarta Nord
și cofinanțările de la ADI Aqua Neamț și de la ADI Eco Neamț. Sâmbătă am avut o întâlnire cu un tânăr romașcan care se află la un schimb de experiență în Spania. Este vorba de Sebastian Hrib, care dorește să se implice într-un proiect la nivelul municipiului Roman. Este vorba de Roman în trei dimensiuni, din punct de vedere economic, cultural și social. Este un proiect care se adresează tinerilor din municipiul Roman. Un proiect care își propune să analizeze Romanul în trei dimensiuni, așa cum vă spuneam, economic, cultural și social. Un proiect de dezvoltare personală și profesională care combină ateliere interactive, vizite în companii, întâlniri cu oameni model și învățare prin experiențe directe. Ca și obiectiv, acest proiect își propune stimularea creativității și inovativității în rândul tinerilor romașcani, liderii de mâine, dezvoltarea unui context în care tinerii să se descopere și să-și însușească abilități de comunicare, colaborare și lucru în echipă, încurajarea cetățeniei active și promovarea patrimoniului cultural din Roman, crearea unei punți de legătură ușor accesibilă între autoritățile locale, companii și tinerii liceeni și formarea unei comunități de tineri proactivi care să genereze impact pozitiv în societate. În urma întâlnirii pe care am avut-o, mi s-a părut un proiect foarte interesant și care poate prinde contur la nivelul municipiului Roman. Dumnealui face eforturi în plan personal să obțină finanțare pentru acest proiect. Primăria urmând să pună la dispoziție logistică pentru desfășurarea acestui proiect. Dar în același timp i-am spus să nu se descurajeze în situația în care nu va reuși să identifice singur sursele de finanțare, poate accesa prin acel program de finanțare nerambursabilă pe care l-am gândit pentru acest an o finanțare pentru a-și realiza acest proiect. Urmează ca după aprobarea bugetului sau cel mai probabil odată cu aprobarea bugetului să aprobăm și noi ghidul de finanțare, astfel încât toți cei care vor dori să obțină finanțări de la Consiliul Local să știe regulamentul de participare și modul în care doresc să își realizeze proiectele pe care le doresc. Astăzi, la Biblioteca George Radu Melidon din Roman, în cadrul conferințelor ziarului Ceahlăul, de la ora 16, va fi invitat Cristian Bădiliță, un scriitor istoric al creștinismului timpuriu, pentru o dezbatere, poetul și procuratura procesului Baudelaire. O activitate menită să atragă oamenii de cultură și să dezbatem și din acest punct de vedere societatea românească. Cam atât în ceea ce mă privește pe mine și informațiile pe care am avut să vi le comunic și vă aștept cu întrebări. Da, e adevărat ce spuneți, însă și la noi putem prin aceste panouri solare să facem economii importante la consumul de energie. Exemplul nostru cel mai bun, de bună practică, dacă mi-e permis să spun așa, îl reprezintă microhidrocentrala de pe râul Moldova, care generează această sursă de energie alternativă și în continuare, sigur că putem apela la acest sistem al panourilor solare pentru, atât pentru instituții publice, cât și pentru clădirile private. La această vizită am fost însoțit de reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est și prin intermediul lor, sigur că putem identifica și alte exemple de bună practică
la nivelul comunităților care să scadă costurile cu energia electrică. Eu zic că avem în momentul de față exemple de bună practică din acest punct de vedere, încălzire cu panouri solare inclusiv la Spitalul Municipiului Roman, care oferă reduceri substanțiale la costurile cu energia. Dar în același timp mi-ați adus aminte de un lucru pe care aș vrea să vi-l spun. Legislația din Spania prevede pentru clădirile private care beneficiază de acest sistem de energie, fie prin panouri fotovoltaice, fie prin acele mori de vânt pentru generarea energiei, în limita 10 kW de producție nu plătesc nicio taxă. Însă dacă depășesc această valoare de 10 kW, sunt nevoiți să plătească o taxă. Acest lucru atrage și o anumită contrariere din partea oamenilor din zonă, pentru că la acea întâlnire de la universitate au participat mai mulți reprezentanți, atât ai mediului de afaceri cât și studenți, și chiar o parte dintre ei erau contrariați, pe zice, ce interes am eu atunci să-mi creez sisteme alternative de energie dacă eu totuși trebuie să plătesc o anumită taxă. Sigur, nu e vorba de taxe foarte mari pe care trebuie să le plătească, dar totuși acest sistem de taxare poate la un moment dat să cauzeze un dezinteres din partea potențialilor utilizatori. Însă, cred eu, cu toții trebuie să gândim că prin acest sistem alternativ de producere a energiei, până la urmă ne gândim și la mediul înconjurător, pentru că trebuie protejat și acesta și trebuie privit în ansamblul său toată această situație. Urmează să trecem toate perioadele, inclusiv cea de dezbatere publică. Mi este greu în acest moment să estimez o dată aproximativă. E clar că în cursul acestei săptămâni aș vrea cât de cât la nivelul Primăriei Municipiului Roman să definitivăm discuțiile pe buget, astfel încât, începând de poate chiar sfârșitul săptămânii viitoare, să-l lansăm în dezbatere publică pentru a putea fi ulterior aprobat în ședință de Consiliul Local. Sigur că în acest moment suntem blocați cu scoaterea la licitație a unor lucrări. Din acest punct de vedere putem spune că ne ține în loc, dar sunt convins că ne vom mișca repede și vom recupera aceste pierderi. E un compus pe care îl folosește constructorul și care a spus că în perioada aceasta poate fi folositor pentru lucrările. În rolul de a semnala că aici s-a făcut lucrare sau aici nu. Adică nu e pentru monitorizare, ia să vedem unde au reparat. Nu. E pur și simplu pentru efectuarea reparațiilor. Practic, noi am încercat, dacă vă aduceți aminte, într-o primă etapă, am încercat folosirea acelui RRD. Nu este eficient. Pe de o parte, găurile nu sunt de o adâncime foarte mare care să permită repararea așa cum trebuie a acelei zone. Am dispus săptămâna trecută la operativă să se intervină cu o freză tocmai pentru a îndulci toate acele gropi și ulterior, așa cum vă spuneam, îndată ce vremea va permite, turnarea unui nou cuvor asfaltic. Încă de săptămâna trecută. Deci au avut. Eu doar v-am adus la cunoștința dumneavoastră astfel, dar lista a fost deja publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Roman, atât cu persoanele care au avut acces, cât și cu persoanele care nu au avut acces, și inclusiv perioada de contestație până când pot depune aceste. De locuințe, probabil de cel de la blocurile, de camere, unde
Paulină, din fondul acesta pe care îl are la dispoziție din chirii, dacă și-a pus societatea locală sau le-a spus în vedere să-și pună un fond, cât de cât de reparat și pentru unele, îți arată chiar să dă urmă. Da, noi avem într-adevăr și un fond de reparații prevăzut în bugetul societății Locato. În funcție de banii de care dispun, se intervine atât cât se poate. E vorba de acele reparații majore pe care trebuie să le facă, pentru că reparațiile curente totuși trebuie făcute de către chiriași. De asemenea, o bună parte din chiriași, dacă tot nu vă referiți la ANL-uri și vă referiți la locuințele sociale, sunt și foarte mulți beneficiari acestor locuințe, care sunt încadrate în grad de handicap și nu plătesc absolut nicio chirie. Și atunci e foarte greu de intervenit când nu încasezi sume de bani. E drept că sunt o serie de clădiri într-o stare mai avansată și acolo unde vom încerca să prioritizăm pentru acest an, să intervenim pentru reparații. În coada clasamentului. Asta am înțeles, dacă se pot lua și alte măsuri și legate aceasta, trebuie un pic să mai discutăm și despre spații de verz. La un moment dat, noi ne aflam ca și municipiul la un grad de realizare pe normă europeană, care era undeva, dacă ne amintesc, la 26, dacă ne amintesc bine, 26 de metri pătrați. Da. Deci noi în continuare ne încadrăm și stăm foarte bine din punct de vedere al spațiilor verzi și vom continua acest lucru în sensul că nu ne dorim să pierdem din aceste spații verzi. Din contră, dacă vom putea să mai creăm alte asemenea spații verzi, să le putem crea. Știu despre ce este vorba, am fost și acolo în zonă la o întâlnire. În această primăvară cu siguranță vom intra acolo, însă prima dată trebuie să scoatem la licitație programul de alei parcări și ulterior vom demara și în acea zonă lucrările de investiții. Nu mi-au transmis o informație concretă în acest sens, însă cert este că toate aceste panouri solare sau toate aceste resurse vin în sprijinul unităților școlare și au dovedit eficiența. Însă pot să mă interesez și să vă transmit date concrete cu privire la reducerea costurilor utilizând aceste panouri solare. Și rămânând la capitolul energie, cu cât s-a încărcat factura la energie în ceea ce privește încălzirea în școli după această iarnă cumplită, grea? Da, încă nu ne-au venit facturile pentru această lună, însă e clar că noi aveam prevăzut bani în buget. Probabil că
au fost ceva sume mai mari decât cele de anul trecut, însă sperăm ca aceste sume să le compensăm prin faptul că am reușit achiziția pe Bursa Română de Mărfuri la un preț ceva mai mic față de anul trecut și atunci din această diferență de preț sperăm să compensăm această iarnă mai grea. Nu ne-au mai fost comunicate astfel de informații, însă chiar și la operativa de azi le-am dispus poliției locale continuarea acestor activități de monitorizare a acestor zone sensibile și în continuare fac un apel la cetățenii municipiului Roman ca atunci când observă astfel de fapte să sune la numărul gratuit 0233984 pentru a comunica faptul că se doresc a se lăsa câini pe raza municipiului Roman, iar dacă acest lucru s-a întâmplat deja, măcar să ne comunice numărul de înmatriculare a mașinii pentru a lua măsurile care se impun. Vreau să vă întreb dacă mai sunt noutăți cu privire la posibilitatea de a mai ridica cele două blocuri ANL la Roman, în condițiile în care mai avem iată 95 de familii care așteaptă și nu ar ști dacă se va mai elibera sau nu vreo locuință dintre cele existente, așa că își pun speranțele. Da, ultimele solicitări pe care le-am avut de la Agenția Națională pentru Locuințe au fost onorate de către noi, în sensul că am trimis documentațiile care ne-au fost cerute. Noi le-am dat și terenul în administrare, documentația necesară pentru obținerea autorizației de construire. Restul mai departe sunt procedurile pe care trebuie să le realizeze ei. Însă aș vrea să fac o completare la ceea ce a spus dumneavoastră. În fiecare an există un rulaj undeva 20-25 de locuințe ANL care se eliberează, de aceea și noi și actualizăm an de an aceste liste, tocmai pentru a crea premizele unei acordări transparente a acestor locuințe ANL. Aveți informații de la locator dacă chiriașii au cerut lămuriri vis-a-vis de majorarea chiriilor? Pentru că sunt persoane care nu înțeleg de unde vine această majorare și trebuie să fie impresia că administrația locală a majorat aceste chirii. Da, discuții au apărut în mediul online. Eu am văzut încă de circa două săptămâni legate de acest subiect, înainte de a exista informația că locatul este nevoită, pentru că asta trebuie să înțelegem cu toții, societatea locatul este nevoită să majoreze aceste chirii, este vorba de o dispoziție legală care trebuie pusă în practică și mare parte din aceste chirii merg direct la București, la Agenția Națională pentru Locuință. Practic, locatul rămâne cu mult mai puțin bani față de ceea ce avea înainte. Și de aceea vorbeam și de fonduri de reparații și așa mai departe. Iată că prin aceste sume care pleacă de la noi, practic nouă ni se diminuează atât de veniturile în ceea ce privește cheltuielile curente pentru locuințele ANL, acestea știindu-se că sunt în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe și prea multe investiții nu putem face în aceste imobile. Însă, da, e din păcate obligație legală care trebuie să o punem în practică. Noi nu avem decât să luăm act de această obligație legală și să o transpunem printr-o hotărâre de Consiliul Local. Pentru piață se impune acum în primăvară, știu eu, o igienizare, poate la hala centrală, pentru că se mai obișnuia acest lucru primăvară. Printre activitățile pe care ne le-am propus la piață, nu intră și igienizarea halei centrale. Noi am făcut în anii din urmă igienizări la acest obiectiv. Eventual putem lua în calcul schimbarea iluminatoarelor la acest obiectiv, însă cu siguranță vom face activități de igienizare în tot ceea ce privește întregul ansamblu al pieței, astfel încât odată cu intrarea în primăvară, în preajma Paștelui, să fie și să arate totul în condiții absolut decente. Întâlnirea cu pensionarii era o solicitare pentru o rampă, cred că pentru persoanele cu handicap la hală.
Da, acolo trebuie să vedem și din punct de vedere al faptului că acea clădire este monument istoric și trebuie să solicităm și un aviz de la Ministerul Culturii, însă vom realiza acolo în zonă un puz, pentru că, așa cum v-am promis, dorim să facem o piață nouă și cu ocazia acelui puz luăm în calcul și acest obiectiv. Ultima întrebare, am înțeles că pentru strada Eternității există un proiect separat, vorbind de asfaltare. Proiectul este gata? Puteți să ne dați câteva detalii? Da, în momentul acesta se lucrează la ultimele detalii ale acestui proiect. Au fost o serie de discuții legate de circulația în zonă și de avizul de la poliția rutieră. În cele din urmă am stabilit de comun acord că varianta sensului unic din direcția Bulevardul Republicii spre Mihai Viteazu este varianta unanim acceptată pentru a crea spații de parcare și pe stânga și pe dreapta și o cale de rulare în condiții de siguranță pentru autovehicule și de asemenea întregul ansamblu de străzi din acea zonă să aibă această circulație cu sens unic pentru a fluidiza traficul în zonă și mai mult decât atât știți foarte bine că acele străduțe sunt foarte înguste și nu permit o circulație pe ambele sensuri în acest moment. Lucrările vor începe anul acesta și vor termina anul acesta. De asemenea, așteptăm aprobarea bugetului pentru a scoate la licitație acest obiectiv. Momentan nu, acum se lucrează la ultimele detalii. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Ați vorbit despre problemele existente la centura operatoare vesica. Înțeles că și la centura operatoare vesica au apărut o serie de anomalii, să spunem, dar de o natură ceva mai gravă, referitoare la fundație, chiar spunea domnul deputat, pe vreau în cadrul raportului pe care l-a prezentat. Care este starea actuală referitoare la această problemă și ce măsuri vor fi luate? De asemenea, tot constructorul este obligat să intervină și la acest obiectiv. Tocmai de aceea vă spuneam că mâine vreau să mă întâlnesc cu diriginții de șantiere pentru a discuta problemele care există punctual și pentru a le cere o exigență maximă în realizarea lucrărilor publice. Cu siguranță ce vremea va permite, constructorul va interveni cu un nou strat de asfalt pentru a remedia și acest obiectiv, pentru că se află de asemenea în garanție. Da, vă spuneați dumneavoastră despre o listă trimisă la Consiliul Județean pentru cofinanțări. Ce răspuns ați primit punctual? Au fost aprobate aceste cofinanțări sau de acum urmează să aflați care dintre ele vor fi susținute? Deci a fost o etapă de informare din partea Consiliului Județean. Noi am trimis această informare și de acum urmează să decidă dumnealor. Nu am primit deocamdată niciun răspuns. Imediat ce vremea va permite, vom relua lucrările în acest tronson și eu îmi propun ca pentru acest an să finalizăm și lucrările, vom aloca suma de bani necesară din buget pentru realizarea acestei investiții. Cred eu că în cursul verii va fi finalizată. Vis-a-vis de proiectele trimise la Consiliul Județean, mâine vine viceprim-ministrul României, intenționat să mergeți și cu o listă sau nu la întâlnire să prezentați pentru finanțare. Deține și de blocurile ANL și de... Da, aici sigur că în momentul în care sunt prezenți toți primarii municipiului și toți primarii din județ vor fi prezenți acolo. Sigur că vom merge cu aceeași listă, orice ajutor este binevenit de oriunde, fie că vorbim de Consiliul Județean, fie că vorbim de Ministerul Dezvoltării. Noi vom încerca să facem tot ceea ce ține de noi pentru a atrage sume de bani la nivelul municipiului Roman, care nu sunt bani nici pentru cineva acasă, sunt finanțări pentru necesitățile cetățenilor municipiului Roman. Noi avem proiectele făcute, proiectele pregătite și chiar ne-am bucurat dacă ar veni un sprijin și din partea Ministerului Dezvoltării.
cred că acum e momentul să mai bateți fierul cu mașina timp. Știu că s-a blocat la alocarea unor sume pentru salarizarea unei linii de gardă la Consiliul Județean, care ține de Consiliul Județean, pentru Spitalul Județean. Intenționați să mai faceți niște demersuri, cereți această finanțare, că stagnează totuși și e păcat să se oprească la niște salarizări. Da, din momentul, în momentul de față e vorba de patru norme de salarizare care trebuie prinse pentru cea de-a doua linie de gardă. Practic, de asemenea, la nivelul Consiliului Județean trebuie să purtăm această discuție pentru deblocarea acestei mașini. Din punctul nostru de vedere, noi am făcut toate demersurile necesare pentru a debloca acest demers al nostru. Ne dorim foarte mult pentru că știm foarte bine și cu toții știți cât de utilă a fost această mașină, mai ales prin prisma poziționării geografice a municipiului Roman pe acest DN2, un drum al morții, așa cum este definit el în limbajul de specialitate al Poliției Naționale, și cred eu că acest lucru se va întâmpla, va avea o finalizare pozitivă, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, e un demers pentru necesitățile municipiului Roman și a zonei Romanului, nu pentru cineva personal. Pentru curățenia de primăvară, intenționați ca în fiecare an să puneți la dispoziție materiale de întreținere, vară, mături? Cu siguranță vom pune la dispoziție și materiale de întreținere, dar în același timp vrem să oferim și o serie de premii pentru a stimula participarea la acest program. Legătură cu faleza, spuneați că ați venit cu ideile acolo și ați comentat un pic în ce fază s-a blocat. E un proiect frumos pentru Roman. Da, practic noastră. Discutăm de un aviz prealabil de la Apele Române. Ideea e că trebuie să mergem cu o variantă de proiect care să fie agreată de specialiștii de la Apele Române. V-am zis, mi s-a părut ceva atât de simplu și atât de plăcut în același timp, cât nu văd cu ce ar putea să dăuneze Apelor Române. Trebuie să reluăm această discuție, să gândim acest proiect și în funcție de rigorile pe care le impune legislația din punct de vedere al Apelor Române și să încercăm să realizăm acest proiect, care mi se pare unul care poate fi de succes pentru municipiul român. Ați vorbit de drumuri, intenționați că nu numai cele două zone sunt afectate, mai multe drumuri din municipiu. Intenționați să faceți o verificare și să întocmiți un plan de reparație? Cu siguranță, după ieșirea din iarnă, va trebui să facem un inventar al drumurilor cu problemă. Noi, așa cum vă anunțam și la începutul acestui an, avem un program multianual de covor asfaltic pentru mai multe străzi de pe raza municipiului Roman și toate străzile care vor necesita reparații covor asfaltic vor beneficia de aceste lucrări și de asemenea avem și program de plombări pentru străzile care se pretează la acest lucru. Giratorul favorit la desperiș sau la primul? Cu siguranță giratorul de la favorit va intra printre primele la reparații. O serie de întâlniri și aș vorbi și de buget, că urmează câteva etape, astăzi să primiți alocările de la Ministerul de Finanțe. Din întâlnirile pe care le-ați avut cu bisericile, cu ONG-urile, puteți să ne dați câteva exemple acum, pentru că aveți o idee ce ați prevăzut pentru aceste entități sau ce sprijin am văzut, rampă pentru medicii de familie, eventual dacă nu mai puteți da câteva exemple. Da, eu zic că voi pregăti o serie de surprize frumoase pentru atât pentru reprezentanții cultelor, cât și pentru ONG-urile de pe raza municipiului Roman. Sigur că în ceea ce privește cadrele medicale erau chestiuni mai simple care țineau de buna administrare a acestor clădiri care sunt în patrimoniul nostru. Vă spuneam că așteptăm prima dată să primim aceste sume de la Direcția Generală a Finanțelor Publice și ulterior vom veni cu propunerile noastre atât pentru reprezentanții cultelor cât și pentru ONG-uri. Dacă surprize, nu le puteți spune. Păi sunt surprize și le lăsăm să fie ca atare. Ați vorbit de realizarea unei rampe de acces, o facilitate pentru cabinetul de permanență.
Rampele acestea de acces sunt, de fapt, prevăzute într-o lege clară. Și au fost multe sesizări din partea rămașcanilor, chiar pe centru, magazine care nu au rampe de acces. Și de acest lucru se ocupă chiar primăria pentru avizarea funcționarilor. Intenționat să faceți o verificare și să atrageți atenția celor care nu au încă aceste rampe de acces, care trebuiau realizate un an în urmă. Da, sigur că putem să facem chiar și astfel de informări. Eu, în schimb, aș face un apel la toți agenții economici care au... Dacă e rampa de acces, legea vă dă drept. Fără niciun aviz, să realizați o rampă acolo. De, acolo fiind vorba de monument istoric, v-am spus că e un pic mai delicată problema, dar sigur că putem să luăm în calcul și o astfel de variantă. Ceva provizoriu, da, ca și o... Referitor la câinii fără stăpân. Există o taxă în Consiliul Local și acel proiect pe care dumneavoastră vreți să-l derulați cu acele persoane, să sprijiniți adopția de câini. În același timp, la jos aici, la taxe și finanțe, există o prevedere prin care familiile cu câini trebuie să plătească o anumită taxă anuală. Se bate cumva, adică e lipsă de stimulare. Omul și-a doi câini acasă, dar zice, eu iau de-aia plătesc taxă. Da, vedeți dumneavoastră că acestea sunt, e o taxă pentru proprietarii de câine, care e până la urmă votată în Consiliul Local și asumată. Nu cred eu că acum o taxă care nici nu cred că e chiar foarte însemnată din punct de vedere al costurilor, trebuie să demobilizeze pe cineva să adopte un câine. Sigur nu că în același... Ei trebuiau să ia legătura cu noi, nu ne-au mai contactat. Noi în continuare îi așteptăm pentru că am înțeles, ultimele discuții ar fi că vine cineva din Franța, un colaborator al acestei asociații, în cursul lunii martie și atunci vom purta discuții. Eu v-am spus tot timpul că îmi doresc foarte mult ca cei câini de la noi, de la adăpost, să ia calea adopției, este calea cea mai firească și cea mai normală pe care ne-o dorim cu toții. Chiar ultima întrebare. Mai multe flori de nu mă uita, nu puneți pe lângă? Păi nu, că nu vrem nici nu chiar să mă uitați chiar de tot. Da. Punem și panseluțe, punem și flori de nu mă uita. Trebuie să gândim aceste flori la fiecare sezon în parte. Noi avem pentru acest an mai multe flori pe care le pregătim și iată, dacă anul trecut am avut 300 de flori de nu mă uita, pentru anul acesta gândim 3000. Dar e vorba pe întreaga durată în care putem să plantăm aceste flori. Nu a reușit el în săptămâna în care mi-a dorit, nu am reușit eu săptămâna trecută, sper în această săptămână să mă văd cu el. Aici discuția va fi mai mult în ceea ce privește acești arbori ornamentali care urmează a fi plantați. Aici pe centru, pe dată, fiind la amenajări de spații verzi, mai venit acum, n-ar fi mai simplu decât să schimbați în fiecare an acei arbuși care costă? Păi, discuția despre asta. Niște pavele care... Nu. Sau, nu știu, găsit o formă de... Nu, vom căuta o soluție, tocmai aici trebuie să identificăm împreună. Nu, din punctul meu de vedere, eu vă mulțumesc pentru sfat și pentru sugestie, dar nu sunt adeptul acoperirii acestor spații cu pavele sau cu... Dar eu știu, altceva. Dar în calcul faptul că e o palmă de pământ. O palmă, încercăm să găsim soluții. Da, dar dă mult mai frumos un copac pe care îl pun acolo decât pavele sau alte lucruri. Deci vom încerca să căutăm o soluție tot prin natură și nu prin betoane și ciment. Da, nu știu, alea pătrățoase care deci nici așa nu. Da. Și dacă la când și la ce. Când a primit invitația și pentru ce o urmă.
Încă nu sunt sigur, nu am apucat să vorbesc cu doamnele secretare în această dimineață. Am intrat în ședința operativă dimineața și ulterior în conferința de presă. Acum, imediat ce termin, mă duc să văd programul cu dumneavoastră. Deci ați primit-o imediat? Cred că da, nu știu exact. Urmează să ajung să văd exact programul. Mulțumesc.